Bună seara, sunt Sebastian Zacma și vă invit la o nouă ediție România Politică. O Românie care a ales, a propus, a stabilit viitorul comisar european. Premierul Marcel Ciolacu a fost astăzi în vizită la Bruxelles, a avut o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și au discutat cei doi oficiali despre viitorul comisar al României, viitorul portofoliu pe care îl va avea România în următorii 5 ani și despre un nume concret, Victor Negrescu, europarlamentar PSD cu influență, vicepreședinte al Parlamentului European. De văzut acum reacția liberalilor cărora nu le-a picat bine această decizie, invocând faptul că premierul Marcel Ciolacu nu s-a consultat în coaliția de guvernare cu partenerii liberali. Discutăm despre acest subiect cu Oana Florea, deputat PSD. Bună seara, doamna Florea! Bună ziua! Doamna Florea, credeți că PNL va reacționa negativ după anunțul premierului, potrivit căruia Victor Negrescu este favorit să devină comisar european din partea României? Mie mi s-a părut din discursul premierului astăzi că acesta a dezvoltat de fair play. A spus că anunțul oficial se va face luni, după ce va avea discuții cu președintele Iohannis și duminică, înțeleg, va fi o întâlnire în coaliție cu domnul Ciucă. Vă amintesc că mandatul trecut de europarlamentar a fost dat de guvernarea Orban la o săptămână după ce a preluat conducerea guvernului domnul Orban, a numit în funcția de comisar pe transporturi pe soția domnului Plin Antonescu, fără nicio consultare cu cei de la PSD sau cu orice alt partid. Da, dar liberalii spun că erau atunci, formau un partid monocolor, nu aveau cu cine să se consulte pentru că erau singuri la guvernare. Acum dumneavoastră sunteți cu ei? Erau singuri la guvernare, dar sunteți siguri că aveau 50+1%, erau susținuți din Parlament, nu erau singuri, nu aveau atâta exact, forță. Da. Era un guvern minoritar atunci, într-adevăr, care trecuse așa la mustață. Da, care putea să pice oricând dacă era vorba de o moțiune de cenzură. Deci avea nevoie de parteneriat în Parlament. Bun. Pe Victor Negrescu unde îl vedeți? În ce portofoliu? Pentru că a fost destul de vag anunțul premierului. S-a discutat despre un comisariat cu tentă economică, da? Cu valențe economice, ceea ce ar putea să însemne foarte multe de la transporturi. Victor Negrescu nu numai că e vicepreședinte de Parlament, dar înțeleg că are funcție de conducere în Comisia de Buget. Are studii în străinătate. Vorbește perfect două limbi străine, are două mandate de europarlamentar, deci experiență politică vastă, mai ales la nivel de Bruxelles. Deci eu cred că e un potrivit la locul potrivit. Chiar cred că poate să reprezinte țara noastră cu cinste. Este bine cunoscut la nivelul Comisiei și a Parlamentului European. Are relații cu colegi din mai multe țări, în special cu cei din PES. Și sunt convinsă că face o figură bună. L-am tot urmărit. Are și valențe de comunicator. E foarte, foarte activ. Și e tânăr, e ambițios. Eu cred că e ce trebuie pentru România. Cum vi se pare ca femeie că totuși guvernul României n-a mers cu două propuneri, așa cum a cerut Ursula von der Leyen, și cu bărbați și cu femeie? Cred că în momentul ăsta n-a prevalat neapărat o discuție pe bază de gen, ci mai mult pe bază de rezultate și de experiență politică la nivel de Parlament European. S-a considerat că, și eu părerea mea că l-am cunoscut și eu am lucrat o perioadă în Parlamentul European când avea dânsul primul mandat, și s-a ajuns la concluzia că dânsul este, într-adevăr, are o abilitate pe politică externă, pe drept european, care o să facă în așa fel încât să ne reprezinte țara acolo. Asta este și părerea mea sinceră. I-am urmărit parcursul și a crescut foarte mult ca un politic. Deci îl vedeți în postura de comisar pentru buget, mai exact? Să știți că doamna von der Leyen a spus că acest mandat al Comisiei Europene va fi un mandat bazat mai mult pe ideea de investiții. Și cum țara noastră este pentru prima oară în foarte, foarte mulți ani când are un volum mare de investiții, cumva pentru a avea mai mare influență la nivel european,
ar trebui un portofoliu care ține de economie. Sunt mai multe portofolii care țin de economie, nu e unul singur. Așa că eu cred că avem o șansă să negociem ceea ce ne dorim. Pentru că, să știți, așa cum spun liberalii, că vor agricultură, există o cutumă la nivel european că dacă ai avut un portofoliu, nu mai poți să-l ai din nou, pentru că se erotez portofoliile. Deci agricultura pică, transporturile pică. Dezvoltarea regională pică? Dezvoltarea regională cred că pică și aia. Da, eu cred că avem șanse bune să luăm un portofoliu care ține de dezvoltare economică. Credeți că liberalii se vor supăra atât de tare încât vor lua în calcul ieșirea de la guvernare? Nu, nici vorbă. În primul rând, ăsta nu e un motiv să ieși de la guvernare. Cum spuneam, nici ei nu s-au consultat cu nimeni. Mi-am uitat acum, doamna Dina Vălean, de ea vorbeam mai tăi. Da. Și în al doilea rând, ce să ieși de la guvernare? Că în 2-3 luni ai alegeri, pui țara într-o criză politică pentru 2-3 luni, nu cred. În primul rând, am arătat atâta stabilitate politică în momente atât de grele, încât ar fi extrem de urât pe plan extern pentru partenerii noștri NATO și Uniunea Europeană, cu 2 luni înainte de alegeri să ne apucăm să... Că vă dați seama, în septembrie a trebuit moțiune de cenzură, dar cine o votează, că se fac negocieri politice. Știți, s-a mai întâmplat asta în 2009, când PSD a ieșit de la guvernare, a fost o moțiune de cenzură, a picat guvernul Boc, dar până la urmă n-a mai picat, a așteptat toată lumea alegerile prezidențiale și apoi a rămas domnul Boc în funcție. Da, numai că de această dată lucrurile sunt diferite. Eu cred că, chiar dacă nu afirmă public, PNL este conștient că viitoarea guvernare, dacă vrea să o aibă, o are alături de PSD. Pentru că nu... Ei vorbesc, ne-am cam lămurit cum au guvernat. Ei vorbesc și de o majoritate de dreapta, de o guvernare de dreapta. L-ați auzit și pe domnul Ciucă spunând că e deschis la asemenea discuții. Da, dar asta se negociază și cu voturile cui? Cu cine? Că USR plus PNL nu e egal 51%. Da. Deci cu cine? Cu Șoșoacă? Cu Simion? Nu merge. Cine știe? Să vedem cine intră în Parlamentul României. Cine trece pragul. Da, deci nu. Eu văd o următoare guvernare tot PSD-PNL și v-a spus și din ce motive. Mm-hmm. Deci pentru că vedeți... că putem avea stabilitate politică într-un moment dificil. Uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina. Nici pe departe lucrurile nu s-au rezolvat. Deci vedeți continuarea acestei guvernări PSD-PNL? Da, dar nu așa... Nu este un cec în alb. Mm-hmm. Evident. Depinde de foarte multe lucruri. E toamnă, cresc facturile, vine frigul, preț la energie. Depinde foarte mult de cum reușim să ținem economia în echilibru și cum reușim să convingem cetățenii să ne voteze. Cred că vom vedea cu adevărat foarte clar care va fi următorul guvern numai după ce fiecare partid va ști câte mandate are în Parlament. Și atunci e matematică pură. Da. Dar dacă dumneavoastră veți da președintele României, Marcel Ciolacu va câștiga alegerile prezidențiale, de ce să le mai oferiți liberalilor funcția de prim-ministru? Nu veți vrea dumneavoastră să aveți și guvern și președinte, poate și un guvern minoritar, dar în care să conduceți singuri? Asta ne întoarce la ceea ce vorbeam înainte. Asta va depinde numai de acea matematică. Uh-huh. Pentru că în funcție de forța pe care o are un partid în Parlament, știe și ce sprijin are un guvern, câte mandate, pentru că un guvern fără sprijin în Parlament e un guvern impotent. Așa este. Deci, meciurile se vor face atunci, după ce vom vedea ponderea fiecărui partid în Parlament. Desigur, sunt mai multe variante, eu am văzut mai multe scenarii, dar pentru mine, și asta e opinia mea personală, nu neapărat a partidului, eu văd o guvernare tot PSD-PNL. Deci asta e opinia dumneavoastră, să rămână o guvernare asta PSD. Asta e opinia mea personală, cu președinte și premier de la PSD sau tot așa împărțit? V-am spus, matematica o să vorbească aici. Pentru că negociezi în momentul în care știi ce forță ai în Parlament. Ce mandat ai? Cu, nu știu, 12%, ce să negociezi? Atât vă doriți pentru PNL, 12%, vedeți că s-ar putea să nu faceți majoritate nici cu ei. Știți, acum, după ce i-am ajutat la europarlamentare și la locale și i-am ridicat, n-am auzit mulțumesc, am auzit numai atacuri și nu mi se pare fair play.
Dar cum credeți că va continua totuși această guvernare în următoarele 3 luni, doamna Florea, pe fondul acestor atacuri permanente și dinspre PNL și dinspre dumneavoastră? De cele mai multe ori răspundeți sau mai căutați și dumneavoastră motive de atac? Cred că, în primul rând, este o competiție. Competiție electorală. Și până la un punct e normal să existe atacuri, pentru că asta nu e specific numai României, ci în orice altă țară, uitați-vă ce în America, ce atacuri au fost ieri. Deci e normal să existe până la un punct atacuri pe, în această competiție electorală. Dar atâta timp cât suntem împreună la guvernare, deciziile în guvern se vor lua împreună cu miniștrii PNL, cu miniștrii PSD, cu discuții în coaliție. Lucrurile, eu cred că pot fi separate, nu merg mână în mână. Pentru că știți cumva, dacă guvernarea e bună, ne profită amândurora. Dacă guvernarea e proastă, ne cauzează amândurora. Așa că interesul e comun până la urmă ca guvernarea să fie bună. Doamna Florea, de ce ar câștiga Marcel Ciolacu alegerile prezidențiale după ce ultimii 4 candidați ai PSD, deci în ultimii 20 de ani, au pierdut? Păi poate tocmai de aceea, că se mai întoarce roata. Am văzut 20 de ani guvernări de dreapta, Băsesc cu 10 ani răi și cu satul paralel, etc. Iohannis cu plimbări, cu schi și cu relaxare și cu avioane private. Poate că românul vrea să vadă cum arată și un președinte de stânga. Eu cred că avem prima șansă. Am văzut și în sondaje că Marcel Ciolacu pornește în această competiție cu prima șansă. Da, așa că fie ca cel mai bun să câștige. E clar că Marcel Ciolacu e deja în turul 2, că PSD de fiecare dată își duce candidatul acolo. Însă dacă intră domnul Mircea Joană în competiție și foarte probabil va intra, nu credeți că îi va încurca planurile domnului Ciolacu? Nu cred. Nu cred pentru că nu are structură în teritoriu, nu are un partid solid în spate. Este foarte greu în România pentru un independent să ajungă în turul 2. Foarte, foarte greu. Deci nu credeți că intră în turul 2, domnul Joan, așa, pe persoană fizică sau pe imaginea de secretar general adjunct al NATO? Nu cred. În primul rând, a fost un lucru foarte nepotrivit, ca să spun așa, sau foarte urât, să-și facă să-i treacă prin țară, să se plimbe în campanie electorală cu afișul NATO în spate. Și în al doilea rând, nu are oameni în teritoriu, structuri, organizații care să poată să-l ajute. Nici nu știu cu strânsul de semnături dacă poate să facă față. Eu cred că în turul 2 nu o să ajungă nici măcar un candidat care are un partiduleț mic în spate. Da, păi unul care n-are niciun partid în spate. Deci ce finală prezidențială vedeți? Ciolacu versus Ciucă? Da, cel mai probabil da. Deci vă bazați pe armatele de partid care practic se mobilizează în ziua votului și influențează decisiv rezultatul alegerii. Eu așa cred că efectivul de partid va trage scorul partidului, iar apoi restul, diferența, depinde de fiecare candidat cum atrage alte voturi. Pe campania pe care o face, pe programul pe care îl propune cetățenilor și așa mai departe. Prin dezbaterile pe care... Eu sper să avem dezbate. Chiar sper să avem dezbate, pentru că amintiți-vă că la ultimele alegeri domnul Iohannis n-a intrat în nicio dezbatere. Da, și-a organizat singur o dezbatere cu câțiva jurnaliști. Da, exact. Da. Nu-i dați nicio șansă totuși lui George Simion să ajungă în turul 2, mai ales dacă se unește cu doamna Șoșoacă și cu toate aceste partidulețe suveraniste? Nu-i dau, nu o să facă un scor atât de mare. Eu nici nu-mi imaginez, în primul rând nu cred că este frecventabil la nivel european. Mi-amintesc că s-a prezentat pe acolo la nu știu ce ședință, întâlnire și nici măcar n-a fost primit. Deci nu cred că este un partid frecventabil la nivel european. Am observat că, într-adevăr, la ultimele alegeri astea europarlamentare, partidul lui a încercat să-și îmblânzească un pic discursul acela anti-european pe care l-avea. A luat 15%, doamna Florea. Dacă mai pune câteva procente, are șanse bune la turul 2. Nu cred. Eu cred că sunt mai mulți oameni de dreapta care vor vota PNL și reprezentantul PNL, candidatul PNL, decât cu Simion. Pentru că, sincer, cine și-l imaginează pe Simion la
la Bruxelles negociind pentru România. Să meargă, nu știu, în Parlamentul European, în Consiliu, îl vedeți la Consiliu? Nu, nu-l văd. Da, mulțumesc foarte mult pentru analiză, doamna Florea, și vă mai aștept aici la România Politică. Numai bine, la revedere. Noi mergem mai departe, o să auzim imediat și părerea opoziției, însă până atunci, repet informația zilei, premierul Marcel Ciolacu a discutat astăzi cu Ursula von der Leyen despre viitorul comisar al României. A recunoscut domnul Ciolacu că favoritul său rămâne Victor Negrescu, europarlamentar PSD, vicepreședinte al Parlamentului European, care ar urma să preia o funcție din zona economică. E o plajă largă de alegere această zonă economică, de la un portofoliu clasic pentru buget, deși România nu este membră a zonei euro, n-a intrat încă zona euro, n-a aderat la moneda euro, n-a adoptat moneda euro. Însă, în urma negocierilor politice, Victor Negrescu ar putea obține această funcție dedicată bugetului sau o altă funcție nouă înființată, pentru că Comisia Europeană va fi resetată, portofoliile nu vor mai rămâne cele din 2009, vor fi negocieri, vor fi împărțite altfel portofoliile, astfel încât fiecare stat să simtă că are într-adevăr putere de decizie în interiorul Uniunii Europene. Așadar, Victor Negrescu, alegerea premierului Marcel Ciolacu pentru funcția de comisar european. Să vedem acum cum vor reacționa liberalii, pentru că liberalii, sigur, nu sunt mulțumiți cu această propunere a premierului. Sigur că poate așteptau ca Marcel Ciolacu să-i consulte măcar, deși, cred eu, nu se așteptau ca Marcel Ciolacu să-i întrebe dacă sunt de acord cu Victor Negrescu, măcar să mimeze un dialog în coaliția de guvernare, pentru că PSD are acest atribut. Premierul României este cel care desemnează viitorul comisar european. Prin urmare, n-are nevoie nici de aprobarea coaliției de guvernare, nici de aprobarea Parlamentului, nici de aprobarea președintelui României. Marcel Ciolacu, cu semnătura sa, poate să desemneze viitorul comisar european. Sigur, procedura acolo este mai complicată. Mai întâi trebuie să treacă prin furcile caudine ale Parlamentului European, audieri în comisiile de specialitate și apoi ajunge propunerea României la masa puterii în cabinetul Ursulei von der Leyen. Și știm, în urmă cu 5 ani, PSD a propus-o în primă fază pe Rovana Plumb. Ulterior, Rovana Plumb a picat testul din Parlamentul European, acolo unde n-a putut demonstra un împrumut consistent, cum au ajuns acei bani, în ce condiții i-a returnat. În fine, a fost tot scandalul legat de împrumutul pe care l-a luat și apoi l-a acordat Rovana Plumb. Ulterior, au mai fost niște nume vehiculate, Dan Nica, chiar și Victor Negrescu, pe final de mandat al fostei premiere Viorica Dăncilă. Însă, în final, printr-o moțiune de cenzură, guvernul Dăncilă a picat și noul guvern Orban a propus-o pe Adina Vălean în funcția de comisar european pentru transporturi. Bun, mergem mai departe, discutăm cu un reprezentant al opoziției, Ramona Strugariu, fost europarlamentar și copreședinte Reper. Bună seara, doamna Strugariu! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna Strugariu, vi se pare o alegere corectă pentru România, Victor Negrescu, pentru funcția de comisar european? Eu n-am auzit ce portofoliu își dorește România pentru următoarea comisie, fiindcă asta cred că este cea mai importantă discuție. Își dorește un nume mai degrabă și îl dorește Marcel Ciolacu pe Victor Negrescu. Discutăm foarte personalizat pe nume și nu pe interesele României în niște mandate și niște cicluri de guvernare care vor fi foarte importante. Și este, sincer, păcat și cu potențial de dezastru pentru România, pentru că direcția internă este una proastă și o vedem foarte bine, suntem campioni la inflație, suntem campioni la deficit bugetar și lucrurile se vor înrăutăți. Marcel Ciolacu a avut și alte discuții la Bruxelles, despre care n-a detaliat foarte mult, legat de planul pentru reducerea deficitului bugetar. Dar portofoliul este cea mai importantă discuție și e o decizie care se ia în coaliția de guvernare. E o întrebare cât se poate de pertinentă, ce interese avem, ce ne dorim să facem cu respectivul portofoliu, cum putem să maximizăm acest portofoliu pentru România și pentru interesele ei. Eu n-am auzit două propoziții despre
aceste lucruri de la Marcel Ciolacu. Nu am comentarii în mod special legate de Victor Negrescu. E un profesionist, am fost colegi în Parlamentul European. Știu că vine din familia social-democrată care, sigur, la nivel european arată cu totul altfel decât arată PSD în România, dar nu despre persoane e vorba aici. Ce ar fi trebuit să negocieze premierul Marcel Ciolacu astăzi, Doamna Strugariu? În primul rând, un portofoliu și cred că dacă vă uitați pe proiecția Comisiei Europene de acum, oamenii care au venit la negocieri au pus mai degrabă portofolii pe masă decât nume. În legătură cu pretențiile legate de portofoliu economic, eu cred că sunt ușor fanteziste, pentru că sunt în zona de economie, finanțe, cred că cel puțin 7-8 state europene cu un precedent foarte solid, cu rezultate dovedite în comisia de acum și în comisiile precedente, care vizează aceste portofolii. Și nu sunt la capitolul zvonuri, sunt chiar la capitolul confirmări, dacă vă uitați la presa europeană. Și asta cred că ar fi trebuit legat de funcția de comisar european să fie discuția importantă. Dar eu cred că Marcel Ciolacu nu știe ce portofoliu e important în acest moment pentru România și mai ales de ce. Pentru că asta presupune să ai o viziune, să știi care sunt planurile tale pentru România și pentru locul României în Europa în următorii 5-10 ani. Ori eu n-am văzut că ar fi cazul pentru actuala guvernare. Există o dispută în coaliția de guvernare. Domnul Ciolacu și cei de la PSD spun că și-ar dori un portofoliu din această zonă economică financiară, cu valențe economice, exact așa s-a exprimat domnul Ciolacu, în timp ce liberalii spun există că... În timp ce liberalii spun că ar trebui un portofoliu cu o conotație politică mai importantă, poate extinderea sau ceva de legat de agricultură, da? Dumneavoastră, unde v-ați situa? Adică ce ar fi fost mai bine pentru România? Bun, dacă e să discutăm despre economie, servicii financiare, așa cum spuneam, Austria, de exemplu, e o țară care a pus foarte clar pe masă ambele portofolii, și cel de la agricultură și cel de finanțe. Și chiar a specificat servicii financiare, pentru că vorbim despre un portofoliu care este al lui Mairead McGuinness în acest moment, ca să fie foarte clar că așa, cu valențe economice, nu există un portofoliu foarte clar definit la nivel european. Există un vicepreședinte al Comisiei Europene și mă gândesc la Valdis Dombrovskis, știți foarte bine că Letonia vrea în continuare un portofoliu de economie, servicii financiare, și-a și spus-o, este între confirmările de altfel presei europene apropo de negocierile de acum, și Olanda vizează un portofoliu pe economie și în ceea ce privește finanțele, sunt și alte nume grele aruncate în joc. Belgia și Grecia vizează un astfel de portofoliu și așa mai departe. Agricultura este solicitată de Luxemburg. Agricultura e un portofoliu important pentru România, cu condiția să putem să punem și niște nume serioase pe masă, iar extinderea cred că e foarte, foarte importantă de asemenea. A cerut-o Ungaria deja, deci astea sunt lucruri pe care eu sper că guvernarea le știe în momentul în care se duce să negocieze. Cred că a fost un portofoliu în care reprezentantul Ungariei, domnul Varhelyi, a făcut niște gafe teribile și cred că e foarte importantă extinderea pentru ceea ce înseamnă relația România-Republica Moldova, Ucraina și cum se reconfigurează lucrurile din perspectivă geostrategică în zonă. Deci e un portofoliu interesant de discutat. Nu știu de ce nu cerem cu mai mult curaj și alte portofolii. Uite, de exemplu, energia ar fi foarte interesant, dar am mari semne de întrebare legat de ce nume am putea propune în zona asta. Sigur, relații comerciale, piață internă, dar greu de discutat despre asemenea portofolii în absența unor nume notabile care să poată să ducă niște responsabilități foarte grele pentru următorii 5 ani. Faptul că Marcel Ciolacu și Guvernul României n-a propus și o femeie pentru o funcție de comisar european este o greșeală politică sau e mai degrabă o formă de asumare după ce România a trimis femei și în 2014 și în 2019 în Comisia Europeană?
Cred că este doar o ignorare a solicitărilor președintei Comisiei Europene, care a spus foarte clar că vrea propuneri o femeie și un bărbat. Eu cred că era important să facă acest lucru, dar, repet, mai importante decât numele aici sunt, cred că, portofoliile pe care le negociem. Dar, evident că oricine face propunere ar trebui să ia în calcul aceste lucruri. Știți că și-a propus Comisia o agendă de egalitate de gen. Sunt doar 7 propuneri de femei până în acest moment. Sunt 13 propuneri care vin doar din partea familiei popularilor europeni, deci e un dezechilibru politic acolo deja. Va fi foarte interesant, până la urmă, configurația finală a Comisiei Europene. Doamna Strugariu, v-a surprins anunțul premierului Marcel Ciolacu că va candida la prezidențiale? Nu m-a surprins în sensul în care știam că pregătește o candidatură, m-a surprins foarte tare platforma cu care candidează România Dorită, care mie mi se pare un proiect de dreptul șocant. De ce șocant? Mi se pare că trebuie să ai foarte mult tupeu politic să întrebi românii după zeci de ani în care livrabilele PSD arată cum arată, ce își doresc ei de la președinție și de la felul în care e guvernată România. Tu, PSD, da, reprezentant al și președinte al Partidului Social Democrat, care din punctul meu de vedere este unul dintre marii vinovați, dacă nu principalul vinovat pentru acest eșec de dezvoltare a României. Deci cred că chiar trebuie să dai dovadă, fie de o lipsă de inspirație teribilă, fie de mult tupeu ca să proiectezi o candidatură cu o platformă care se numește România Dorită. Pentru că România de astăzi, după performanțele de guvernare ale PSD sau ale diverselor formule USL, USL 1, 2, USD, PNL, USL și așa mai, PSD și așa mai departe, este campioană la analfabetism funcțional, este cu 41% dintre copiii ei în risc de sărăcie și de excluziune socială pe ultimele statistici Eurostat, este campioană la inflație în luna iulie, este cu un deficit bugetar care se duce peste 7% pe final de an și sunt foarte curios, de asta spuneam, cum au decurs discuțiile lui Marcel Ciolacu, președinta Comisiei Europene, legat de acest plan de reducere a deficitului. Pare că am obținut o eșalonare pe următorii 7 ani. Da, sigur, eu vreau să o văd, nu pare că, sau mă rog, așa spune domnul Marcel Ciolacu. Domnul Ciolacu, eu, da, am rezerve mari în ceea ce privește declarația domniei sale și m-a amuzat declarația cu privire la dezvoltarea economică, pentru că nu l-a împiedicat nimeni să ne dezvoltăm economic până acum. Nu l-a împiedicat nimeni pe domnul Marcel Ciolacu să facă absorpție de bani europeni și să acceseze a treia tranșă din PNRR, care este suspendată încă din decembrie de anul trecut și nu avem nici acum soluții pentru acești bani. Suntem în risc iminent să mai pierdem încă 5 miliarde, ne luăm la revedere cu foarte multă nonșalanță de la această oportunitate de finanțare, în schimb ne împrumutăm cu dobânzi uriașe. Cred că suntem și aici campioni. La un moment dat eram un pic sub Ungaria în ceea ce privește dobânda la împrumuturile externe. Între timp e posibil să fie ajuns din urmă Ungaria și să mai înregistrăm un top european negativ. În condițiile în care știm foarte bine că banii din PNRR, fie că vorbim de granturi, fie că vorbim de împrumuturi, granturi sunt bani gratis, ca să fie foarte clar, iar împrumuturile sunt foarte, foarte avantajoase. Deci nimeni nu a împiedicat guvernarea să facă performanță, să se dezvolte economic și să acceseze finanțări până în acest moment. Faptul că am ajuns în situația în care se duce Marcel Ciolacu să se căciulească la comisie pentru favoruri și pentru un plan de reducere a deficitului și dezvoltare economică este o consecință a lipsei de performanță a guvernării de până acum. Doamna Strugariu, conduceți un partid care a luat 3,5%, a luat câteva sute de mii de voturi importante la alegerile europarlamentare și la cele locale. Ce faceți cu ele în perspectiva alegerilor prezidențiale? Eu cred foarte tare că trebuie să avem o discuție serioasă despre un pol liberal care să-și asume curajul să depesedizeze România și să ducă extremismul și populismul în irelevanță.
Pol liberal cu cine? Cu PNL sau cu USR? Că ambele partide se revendică a fi liberale. Trebuie să stea la masa acestei discuții. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și Partidul Național Liberal, și USR, și Reper, și alte structuri politice mai noi, care au o viziune de centru sau de centru-dreapta, ar trebui să stea la masa acestei discuții, care e una foarte importantă. Și iarăși, dacă mă întrebați pe mine, mai mult decât despre persoana unui candidat și campanii de PR pentru alegerile prezidențiale, trebuie să fie foarte serioasă discuția despre cum viziunea România începând din 2024 încolo. Și vă spun de ce. Pentru că 2025 va fi un an foarte greu, cu foarte multe nemulțumiri, cu foarte multe manifestări sociale de un fel sau altul, pentru că știți foarte bine că, sigur că nu vorbește mai nimeni în an electoral despre cum arată bugetul, cum se vor acoperi cheltuielile, cum și din ce bani sunt diverse categorii sociale și profesionale servite sau nu. Uitați-vă ce se întâmplă acum cu recalcularea pensiilor și cu reforma sau contrareforma, numiți-o dumneavoastră cum considerați de cuviință, dar când s-au terminat alegerile, atunci începe perioada cu adevărat grea. Eu nu cred că PNL își permite să rămână la guvernare cu PSD, pentru că asta este moartea Partidului Național Liberal, din punctul meu de vedere, și cred că este, și am văzut invitația lui Nicolae Ciucă la dialog, și Reper are discuții cu toate aceste partide, discutăm și cu candidați independenți, chiar e important. Așa, deci există discuții între dumneavoastră și Nicolae Ciucă acum? Există discuții și cu Partidul Național Liberal, și cu USR, și cu partide mai mici, repet, și cu candidați independenți. Pentru noi, scopul acestor discuții este să înțelegem cât mai clar dacă și cum suntem în stare să creăm această platformă pentru guvernare, în primul rând, și pentru a înceta epoca PSD pentru România. Pentru că cred că a fost o epocă toxică, pentru că cred că PSD are cea mai mare contribuție la destabilizarea statului de drept și la reforma justiției dintre toate partidele politice din România, iar asta ne-a costat foarte mult. Și cred că e momentul ca România să treacă într-o altă etapă. Dacă mă întrebați pe mine ce anume ar putea să răstoarne căruța la aceste alegeri, nu cred că un candidat sau celălalt, ci perspectiva construcției acestei platforme de guvernare, pe care chiar aș negocia-o și aș discuta-o cu portofolii, cu posibilități de a crea această largă coaliție. Și eu îmi doresc și sper să văd astfel de discuții și astfel de inițiative. Așa cum eu sper ca de la candidații la alegerile prezidențiale, indiferent cum îi cheamă, să aud lucruri legate de poziționarea României în plan extern și care sunt prioritățile noastre, de industriile strategice și cum orientăm economia în perspectiva anumitor schimbări geopolitice la care asistăm. Relația cu NATO, și chestiuni economice, evident, că sunt foarte importante. Eu n-am auzit decât foarte puțin spre deloc, de altfel, de la candidații la alegerile prezidențiale despre aceste lucruri. Mai mult decât atât, eu nu aud despre mesaje și nu aud mesaje pentru o Românie liberală, pro-europeană, mai progresistă. Nu aud despre problemele tinerilor în campania asta, dar și cu posibile soluții. Nu aud despre ce înseamnă drepturi, libertăți, egalitate de șanse. Sunt lucruri care contează. Nu aud despre politicile de mediu. Sunt lucruri care contează foarte mult pentru alegători și pentru generații întregi, care eu cred că sunt în momentul ăsta, cel puțin, să sperăm că pe măsură ce evoluează campania se vor schimba lucrurile, ignorate. E același trend pe care îl urmăresc și îl vizează, pare-se, candidații la prezidențiale. Și există o Românie care în acest moment nu primește niciun mesaj. Mulțumesc mult pentru analiza dumneavoastră, doamna Ramona Strugăreu, și vă mai aștept aici la România Politică. Noi mergem mai departe, așadar vedem discuții incipiente pentru construirea unui pol al dreptei din care să facă parte și PNL și USR și Reper și alte partidulețe care se revendică a fi anti-PSD în încercarea de a stopa din nou ascensiunea candidatului PSD
la alegerile prezidențiale și, evident, spre Palatul Cotroceni. Așadar, au trecut mai bine de 20 de ani, au trecut exact 24 de ani de la ultima victorie a PSD la alegerile prezidențiale, obținută de Ion Iliescu în fața unui candidat extremist, atunci Corneliu Vadim Tudor, și sigur PSD își dorește repetarea scenariului din anul 2000, în care astăzi Marcel Ciolacu să fie în rolul Ion Iliescu, să intre în finala prezidențială. Știm, de fiecare dată PSD își duce candidatul în finala prezidențială. A reușit acest lucru chiar și cu Viorica Dăncilă, când PSD era perceput de adversari ca fiind la pământ și iată, din cenușă, liderii PSD s-au mobilizat și au purtat-o pe Viorica Dăncilă până în turul 2. Sigur, acolo a pierdut, însă n-avea absolut nicio șansă în fața președintelui în funcție, Klaus Iohannis, la acea vreme. Și ar dori astăzi liderii PSD o reeditare a finalei anului 2000 cu Marcel Ciolacu acum în rol de finalist și cu George Simion la fel din partea zonei suveraniste, extremiste, depinde cum vreți să o numim, în funcție de cât de radicali sunteți în exprimare. Așadar, discuții incipiente despre constituirea unui pol al dreptei. Discutăm despre acest subiect și cu un alt lider al unui partid de dreapta, Eugen Tomac, de la PMP. Bună seara, domnule Tomac! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule Tomac, ce faceți cu dreapta în România? Vă coalizați, o coagulați din nou în încercarea de a stopa victoria PSD la prezidențiale? Domnule Zahman, lucrurile sunt foarte simple, doar dacă ne uităm la rezultatul alegerilor europarlamentare cu toată hărțuirea și mobilizarea PSD și PNL pe liste comune și cu o armată locală care a utilizat instrumentele publice și resursele publice ale statului, totuși, o bună parte din societate nu a girat PSD și PNL. Și doar dacă adunăm procentele, cele care s-au validat rezultatele finale, observăm că există un electorat anti-PSD foarte activ, care știe ce votează și care, evident, nu va accepta și nu va rămâne pasiv în fața acestui joc pe care PSD-ul gestionează în momentul de față. Și eu cred că dacă vom reuși să găsim toate elementele necesare și să dăm dovadă de maturitate, să nu risipim voturile așa cum s-a întâmplat în alte ocazii, amintesc că în 2019 PMP a obținut 600.000 de voturi candidatul pe care l-a promovat atunci Toader Paleologu, dacă nu am fi candidat separat, ci am fi avut un proiect comun cu USR-ul, evident că alta ar fi fost bătălia în turul 2. De aceea cred că este foarte important în momentul de față să nu greșim și să discutăm, să luăm deciziile cele mai bune pentru țară. Pentru că, evident, PSD-ului convine un scenariu Ciolacu Simion în turul 2. Nu sunt atât de sigur că acest lucru se poate întâmpla, deși sunt conștient că PSD-ul va mobiliza foarte multe resurse pentru a-l împinge în turul 2 pe Simion, pentru că observăm cum acest partid extremist își face numărul în România fără niciun fel de sancțiuni din partea nimănui. Această strategie este veche. Dacă vă uitați doar la poza în care păreau neputincioși Ciolacu cu ciucă în fața unor politicieni care par vocali, dar nu sunt atât de vocali încât să nu poată fi puși la punct, și au refuzat să-i ofere lui Zelenski tribuna Parlamentului României. Această chestiune a făcut parte din această strategie de a consolida polul extremist în România. Doar dacă vă uitați la faptul că Simion a fost adus și plimbat în săptămâna de înainte alegerilor europarlamentare prin fața parchetului, eu nu cred în coincidențe de acest gen. Tot cu scopul de a-l consolida politic. Am intrat într-o eră în care, evident că PSD-ul
își dorește să-și ia revanșa pentru alegerile prezidențiale și este conștient că singura șansă pe care o are în momentul de față este să tragă după ei în turul 2 pe un om care nu are nimic, un om care n-a muncit o zi, un om care nu-l validează nimic decât zgomotul pe care l-a făcut și, evident, mediatizarea excesivă de care a beneficiat, pentru că până ajunge să obțină un scor de 7% la alegerile din 2020, pe care nu știm cum l-au obținut, pentru că la alegerile locale a luat sub 1%, nu a spus nimic în spațiul public românesc acest personaj, cu excepția radioului Sputnik, care îl promova în mod constant. Deci sunt niște realități politice pe care le vedem, pe care le trăim și eu îmi doresc foarte mult ca forțele politice de dreapta, mai mici sau mai mari, să treacă peste orice ne separă în momentul de față și, evident, purtăm în acest sens discuții pentru a le oferi românilor o alternativă capabilă să intre în turul 2 și, evident, să învingă candidatul stângii. Dar în acest moment mai sunteți alături de USR și de Forța Dreptei sau nu? Comunicăm în fiecare săptămână. Deci și există dialog între dumneavoastră și Elena Lasconi? Evident. Am discutat cu doamna președintă, am avut întâlniri și eu sunt încrezător că vom găsi cele mai potrivite formule pentru a reuși să consolidăm un proiect de dreapta sănătos care este necesar pentru societatea românească. Asta ar însemna poate liste comune și pentru alegerile parlamentare? Nu vreau să intru în detalii până când nu reușim să încheiem aceste discuții pe care le avem. Tot ce pot să vă spun este că eu sunt conștient că doar unificând toate energiile de dreapta reușim să punem în dificultate PSD-ul. Altfel lucrurile sunt extrem de complicate și evident că fiecare partid, mai mic sau mai mare, dorește să ajungă în Parlament și poate încerca și pe compropriu. PMP-ul a intrat pe compropriu în Parlament și în Parlamentul European și în Parlamentul României. În acest an am decis să fim alături de USR pentru că este singur partid parlamentar de opoziție activ care a demonstrat că reprezintă o alternativă la PSD. Și evident că prima noastră opțiune este să continuăm acest parteneriat. Cât despre comisarul european pe care România îl revendică și vedem astăzi și o propunere din partea premierului Marcel Ciolacu, Victor Negrescu pare a fi alegerea României. Este bătut în cuie Victor Negrescu? Credeți e agreat de toate părțile sau mai pot interveni surprize? Eu nu cred că vom avea surprize în ceea ce privește această nominalizare. Evident că fiecare are dreptul să-și spună punctul de vedere. Și PNL-ul, când a fost premier, Ludovic Orban, a făcut o nominalizare. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că vom mai avea surprize. Ce mi se pare însă extrem de important, ținând cont de contextul în care ne aflăm, este esențial să fructificăm acest moment și să solicităm un portofoliu care ar ajuta și România și partenerii noștri din imediata vecinătate. Și aici mă refer la Republica Moldova și la portofoliul pentru extindere. Pentru că în momentul de față avem o șansă reală să obținem acest portofoliu. Nu m-aș concentra pe portofolii pe care este dificil să le obținem. În schimb, cred că dacă vom obține portofoliul privind extinderea, ar fi de un real folos pentru Republica Moldova, ar fi de un real folos și pentru România privind spre Balcani și evident nu putem exclude din ecuație situația din Ucraina. Deci portofoliul extindere privind extinderea mi se pare momentul de față cel mai potrivit și pe care îl putem obține și ar trebui să ne batem pentru el. Și am putea să-l obținem pentru Victor Negrescu sau pentru altcineva? Eu cred că domnul Negrescu rămâne propunerea din partea României. Nu văd ce se mai poate schimba. Sigur că dacă
în coaliție hotărăsc să-l trimită pe președintele Iohannis în contrapartidă cu înțelegeri între PNL și PSD, atunci evident că locurile se pot schimba, dar puțin probabil să existe un asemenea scenariu. Tocmai de aceea eu cred că Victor Negrescu rămâne propunerea bătută în cuie și nu cred că premierul Ciolacu ar fi anunțat acest nume astăzi fără a avea minime garanții din partea șefei Comisiei Europene că agrează propunerea. Dar vă mai așteptați ca șeful statului, ca președintele Klaus Iohannis, să mai obțină o funcție europeană? Nu, nu cred. Nu. Deci s-a încheiat această fereastră de oportunitate europeană, să zicem. Nu cred că vreodată s-a pus problema în termeni serioși ca președintele la NATO Iohannis. S-a pus, chiar și-a depus candidatura și a rămas cu un singur vot al său. Aici, la fel, era vehiculat pe surse numele său. Nu cred că vreodată cineva a luat în serios vreo poziție importantă la nivel internațional pentru președintele Iohannis. Nu știu care este motivul pentru care singur s-a pus în această situație stânjenitoare și nu doar pe domnia sa, ci România. Pentru că acolo a fost propus în calitate de șef al statului român, având această funcție. Funcția de șef al NATO se negociază în primul rând cu președintele Statelor Unite. Dacă de la Washington există un agreement că poți încerca să-ți construiești un lobby pentru asemenea poziție, lucru pe care premierul olandez l-a făcut acum 2 ani de zile. În ianuarie 2023 a plecat la Washington, a avut o vizită oficială, a discutat pentru prima dată acest subiect cu președintele Biden, a primit acceptul, a revenit, a discutat cu președintele Macron, a primit suportul și apoi a început discuțiile cu celelalte state membre NATO. Evident că a fost o negociere care a durat aproape un an și jumătate. Președintele Iohannis, sunt absolut convins că a avut toate aceste elemente pe masă. Nu înțeleg raționamentul pentru care a forțat această nominalizare fără succes și fără niciun fel de beneficii nici pentru domnia sa și mai ales pentru România. Doar am fost puși într-o situație greu de explicat oricui peste hotare. Mulțumesc mult pentru explicații, domnule Tomac, și vă mai aștept aici la România Politică. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Finalul primei părți, așadar, repet informația zilei, premierul Marcel Ciolacu l-a propus pe Victor Negrescu, europarlamentarul Victor Negrescu, pentru funcția de comisar european din partea României. Așteptăm reacția PNL și a președintelui Klaus Iohannis. Scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem, discutăm despre legea pensiilor, recalcularea care s-a transformat într-un circ politic și care le-a dat mari bătăi de cap pensionarilor. Unii chiar au făcut atacuri de panică. Rămâneți cu noi. Ne întoarcem. Care a produs atacuri de panică la propriu. Mulți pensionari s-au trezit cu decizii de recalculare prin care aveau pensiile scăzute, veniturile diminuate, unii chiar cu 1.000-2.000 de lei pentru cei care au muncit în condiții grele și au ieșit mai repede și în condiții mai avantajoase de pensii. Deci discutăm despre acest subiect. Începem cu deputatul PNL, Alin Ignat. Bună seara, domnule Ignat! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Domnule Ignat, sunteți mulțumit de legea pe care a prezentat-o ministrul Muncii? Sunteți în coaliția de guvernare? Domnule Zahman, trebuie să privim, zic eu, în primul rând, partea bună a acestei legi. Și partea bună înseamnă creșteri de pensii pentru 82% dintre pensionari. E un lucru cert. Acum, sigur că avem o problemă în zona oamenilor care au lucrat în condiții grele, după cum ați spus, care au lucrat, de exemplu, în minerit, în subteran, care au beneficiat de sporuri pentru grupe de muncă. Și aici trebuie să spunem un lucru. Noi, ca Partid Național Liberal, la momentul dezbaterii acestei legi în Parlament, am depus amendamente prin care stabileam ca măcar acești oameni să pornească de la un T0
să fie un T0 pentru ei, pensia pe care o au în plată. Adică, știm foarte bine că astăzi, chiar dacă pensia în urma recalculării scade, ca și calcul, pensia rămâne cea în plată. Deci nu scade nicio pensie faptic în buzunarul omului. Da, da, dar pentru cei care au primit acasă hârtiile alea, scria undeva mic, așa, jos, că nu scade pensia de fapt, dar cifra mare, bolduită, era o sumă mai mică decât, decât ultima pensie pe care au încasat-o. Da, acum sigur că am încercat să comunicăm pe toate canalele posibile și prin intermediul dumneavoastră și prin intermediul online, ca să ajungă informația la oameni cât mai bine. Chiar mi se părea la un moment dat, mie cel puțin, că e un lucru de la sine înțeles, pentru că asta e Constituția. Constituția nu permite ca un drept câștigat să se piardă. Exact. Mi se părea la un moment dat că spunem prea mult chestiunea asta, că nicio pensie nu va scădea. Iată că e nevoie să o spunem mai mult, iată că informația n-a ajuns la toată lumea și trebuie să o apăsăm mai tare. Nicio pensie nu scade în România. Ce vreau eu să spun este că pentru cei cu grupe de muncă, cei care au lucrat în condiții grele, începând cu anul viitor, când vor urma indexările de puncte de pensie și așa mai departe, care se întâmplă anual, sigur că ei în continuare vor avea o problemă, pentru că până în momentul în care cu toate indexările ei ajung la cuantumul lor aflat în plată, ei nu vor beneficia de nicio creștere, nici în viitor. Și atunci, de asta noi am depus un amendament la legea pensiilor, la momentul respectiv, PSD a respins acest amendament, și vom intra cu un proiect de lege, începând cu 1 septembrie din această sesiune, vom depune un proiect de lege prin care să încercăm să reparăm aceste chestiuni. Dincolo de asta, sigur că legea este una perfectibilă ca orice lege, dar eu cred că trebuie în primul și în primul rând să privim partea bună, majoritatea, marea majoritatea pensionarilor, și vorbim de cei cu pensii mici, beneficiază de creșterea de pensii. Da, cred eu că este și un adevăr aici, domnule Ignat, pentru că în momentul de față, toți pensionarii au primit această decizie de recalculare în care li se arăta practic adevărul, da? Cât ar fi trebuit să fie pensia lor pe bază de contributivitate și cât obține ei acum în mână. Unii și-au dat seama că pe contributivitate ar fi primit mult mai puțin, că au beneficiat de niște legi favorabile care au dus la un cuantum mai mare. Deci nu mi se pare greșit totuși din start ce a făcut statul oferindu-le această oglindă. Da, sigur că au fost de-a lungul anilor, vă aduceți aminte, tot felul de indici de corecție. Exact. Și din cauza acestor lucruri au existat persoane care au lucrat pe același post, au avut aceeași vechime, și care aveau de aceleași post și care aveau pensii diferite. Da. Exact. Noi acest lucru l-am reparat prin această lege și până la urmă, haideți să o spunem pe aia dreaptă. Dacă noi creșteam toate pensiile din România cu același procent prin această lege, asta însemna că păstram inechitatea, păstram dezechilibru. Noi astăzi venim și creștem pensiile mici, aducem pensiile care, după cum am spus, pensii mai mici decât, deci în situații similare, pensii diferite ca și cuantum, le aducem la același nivel și de asta spun, eu cred că este până la urmă, în definitiv, o lege foarte bună. Repet, sunt mici lucruri care trebuie reparate la această lege, dar cu siguranță pe parcurs le vom remedia. Ce mai vreau să spun este, chiar astăzi am avut o discuție cu cineva pe un caz de genul acesta, o decizie venită cu o pensie mai mare decât ar trebui. Dar sunt mai multe cazuri, da. Da, i-a venit o decizie cu o pensie de 16.000 de lei, pentru că a existat o greșeală acolo din programul informatic. Partea necontributivă de sport de grupă a fost trecută la parte contributivă și atunci tot calculul a fost dat peste cap. Și vă spun ceva aici și am avertizat de mai demult. Ministerul trebuia să aibă grijă să existe un program informatic BRICI care să implementeze această lege. Un pic ministerul din punct de vedere administrativ, doamna ministru Bucura Oprescu, a făcut lucrurile cam fușerit și asta se va vedea din păcate în deciziile de recalculare. Bun, și acești oameni care s-au trezit cu pensii mai mari, unii poate vor recunoaște și vor merge de bunăvoie la casa de pensii, dar pentru alții, poate alții vor considera că ăsta e cuantumul pe care îl merită și de ce să nu îl încaseze în continuare? Da, nu cred că intenționează nimeni să încaseze o pensie mai mare decât trebuie, știind că la un moment dat va trebui să dea banii înapoi. Problema este că există oameni care nu se pricep neapărat să citească o astfel de decizie de pensie, nu realizează că acolo e un cuantum calculat greșit și atunci sigur că își încasează pensia, folosesc banii, cum e normal și firesc,
și peste 2, 3, 4 luni o să le vină o decizie de impunere să dea banii din urmă pe câteva luni sau poate, Doamne ferește, mai grav după câțiva ani. De asta spun că legea este o lege bună, dar și implementarea ei din punct de vedere administrativ și este în curtea Ministerului Muncii acest lucru, trebuia făcută nu știu, mult mai aplecat pe ceea ce se va întâmpla cu aceste decizii. Ce se întâmplă, domnule Ignat, cu o persoană care crede că e greșit calculat pensia sa și crede că ar trebui să beneficieze de mai mulți bani de la stat? Există, cum să zic, resortul revizuirii deciziilor de recalculare. Persoana respectivă merge la casa de pensii, depune o solicitare, poate chiar să meargă în audiență la conducătorul instituției respective. Deci există resortul de a remedia astfel de lucruri și tocmai de aceea eu fac și un apel pe această cale către directorii de case de pensii din țară. Eu, de exemplu, ca deputat în Comisia de Muncă, m-am pus la dispoziția cetățenilor din Cățul Alba, de exemplu, să vină, să-i ajutăm, să-i sprijinim, să vedem dacă există neclarități în aceste decizii, să-i îndrumăm spre casa de pensii unde se pot remedia. Și apelul meu către directorii de case de pensii și către colegii din casele de pensii este să, în această perioadă, să aibă mai multă răbdare cu oamenii, să stea poate uneori mai mult de vorbă cu ei, până această lege ne asigurăm că este implementată corect pentru toată lumea. De la 1 ianuarie va mai exista o indexare a pensiilor? Legea, actuala lege prevede practic același sistem ca și legea anterioară. Deci indexarea pensiilor trebuie să se facă anual. Cu rata inflației. Rata inflației, exact. Deci e obligatorie prin lege această chestiune legată de indexarea pensiilor. Pentru toată lumea? Pentru că există acea discuție pe care ați amintit-o și dumneavoastră, cei care au depășit deja cuantumul de contributivitate, să-i spunem, deci aveau oricum niște pensii mai mari și care trebuie să-i aștepte din urmă și pe cei și pe ceilalți care aveau același stadiu de cotizare, da? Și aceiași ani de muncă. Da, indexarea se face pe valoarea punctului de pensie, asta e important de menționat, nu se face pe cuantumurile pensiilor oamenilor. Făcându-se indexarea pe punctul de pensie, fiecare om având punctajul aferent perioadelor lucrate, suntem în situația în care la aceste persoane despre care vorbim cu grupe de muncă și așa mai departe, avem un cuantum de pensie, un punctaj de pensie, care se va calcula în funcție de indexare. Deci se indexează punctul de pensie, se aplică la calculul punctajului respectiv și nu va ajunge acel cuantum să depășească până la urmă pensia aflată în plată. Deci am avut, de exemplu, astăzi un caz, tot așa o audiență de la cineva, avea pensia în plată 4.900 și ceva de lei, pensia diminuată cu vreo 1.000 de lei în urma recalculării și îmi spunea persoana respectivă că i-ar trebui vreo 3-4 indexări ca să ajungă la valoarea pensiei aflată în plată și calculul punctajului pe care îl are. Da, deci trebuie să mai aștepte câțiva ani, cel puțin vreo 2-3 ani. Dacă nu reușim să remediem acest lucru, eu sper că colegii noștri de la PSD vor acchiesa la proiectul nostru de lege pe care îl vom depune la începutul sesiunii parlamentare și atunci vom remedia foarte repede această chestiune. Depinde de discuțiile din Parlament. Cu pensiile speciale ce mai faceți, domnule Ignat? Le mai tăiați? Reforma pensiilor speciale a fost făcută. Sigur, eu am nemulțumirile mele legate de reforma pensiilor speciale mai mari decât legate de reforma sistemului public de pensii. Ar trebui totuși să vedem și în această zonă dacă mai putem îmbunătăți cu ceva. Eu sunt convins că da, dar aș vrea totuși să nu ne mai să nu mai ieșim în față cu tot felul de promisiuni și cu tot felul de chestiuni din astea asumate pe care să nu le putem duce la capăt. E un pas, s-a făcut un pas în zona asta, cred că se poate mult mai mult și poate că discuții cu mai puțină patimă, dar mai aplicate, ar fi necesare în perioada următoare. Dar mai există acum pensii mai mari decât ultimul salariu? Oameni care, persoane care încasează o pensie mai mare decât salariul? Cum era în mediul judiciar, da? Nu, deci există o interdicție în acest sens în actuala lege care reglementează pensiile de serviciu, care spune că nimeni nu poate avea o pensie mai mare decât ultimul venit în plată, decât ultimul venit net în plată. Din punctul meu de vedere, aici ar fi trebuit discutat, pensiile, pentru că până la urmă cuantumul pensiei ar trebui să fie sub ultimul venit pe care l-a încasat persoana respectivă. Nu mi se pare normală nici chestiunea asta de egalitate între ultimul venit net și pensie. Pentru că nu se întâmplă la oameni în general acest lucru, la
marea majoritate a populației, nu văd de ce s-ar întâmpla la alte persoane. Domnule Ignat, credeți că acest scandal legat de recalcularea pensiilor, că am văzut oameni care făceau atacuri de panică, oameni care s-au dus imediat cum au primit talonul la casele de pensii, protestând că le taie guvernul veniturile, vor afecta electoral coaliția PSD-PNL sau mai degrabă îl vor avantaja? Pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, sunt 80% dintre pensionarii români care vor primi ceva bani în plus, unii mai mult, alții mai puțin, dar totuși e un plus. Din punctul meu de vedere, a existat și foarte multă dezinformare în această perioadă și e păcat că unele partide politice profită de faptul că, sigur, vorbim și de pensionari din mediul rural, care sunt mai puțin informați, care au acces la informații mai restrâns decât cei din mediul urban, și s-a profitat de acest lucru de către unele partide pentru a induce în eroare. Eu cred că, în final, dacă reușim să comunicăm foarte bine pe chestiunea asta, dacă reușim să mobilizăm toate instituțiile implicate în acest proces de recalculare, în special casele de pensii, să fie sprijinul oamenilor, eu zic că până la urmă lucrurile vor fi foarte regulă și nu vorbesc că mă interesează electoral. Mă interesează, în primul rând, ce se întâmplă cu viețile oamenilor, până la urmă, în joc. Dincolo de asta, dacă efectul electoral este unul bun pentru noi, cu atât mai bine. Dar cred că, în primul rând, trebuie să ne preocupăm ca oamenii să fie în regulă cu pensiile lor, cu după o viață de muncă să aibă o pensie de care să fie mulțumesc. De propunerea pe care a făcut-o astăzi Marcel Ciolacu pentru funcția de comisar european, mai precis, domnul Victor Negrescu, sunteți mulțumit? Domnule Zafman, știți ce mă deranjează pe mine la toată această discuție legată de comisarul european? Este faptul că discutăm despre persoane înainte de a discuta despre domenii, înainte de a discuta despre o strategie pe care România o are sau nu, sau dorește să o aibă în legătură cu un domeniu pe care crede România că poate influența politica europeană, mă deranjează faptul că punem carul înaintea boilor și vorbim despre o persoană care trebuie neapărat să ajungă într-un post foarte bine plătit și eventual de influență, și apoi ce-o da Dumnezeu, ce ne dă și nouă Comisia Europeană, e foarte bine, ocupăm postul pe care îl primim. Pot fi economie, transporturi, eu știu, egalitate de gen, ce-o mai fi pe acolo, noi primim cu drag, dacă e pentru domnul Negrescu, orice. Nu e corectă această abordare. Cred că România trebuie să stabilească o strategie clară, cred că trebuie o consultare cu președintele României, care până la urmă conduce politica externă a acestei țări, cred că trebuie o consultare cu toți actorii implicați, eventual toate partidele, și de ce nu, domnule Zacman, de ce n-am putea oare să punem un comisar european, un specialist care să n-aibă neapărat legătură cu partidele politice? Deci cred că trebuie lucrurile, principial vorbim, tratate mai sănătos și în cele din urmă, la urma urmelor, suntem o coaliție de guvernare care trebuie să ia niște decizii și legate de acest subiect. Nu e vorba de o decizie unilaterală a premierului, așa cum promovează domnul Ciolacu în toate mediile. Mulțumesc mult pentru explicații, domnule Ignaș, și vă mai aștept aici la România Politică. Mulțumesc și eu. Așadar, premierul Marcel Ciolacu l-a propus astăzi în funcția de comisar european. Încă nu știm portofoliu, dar știm numele. Știm numele lui Victor Negrescu, unul dintre apropiații domnului Ciolacu, europarlamentar PSD cu influență la Bruxelles, ales vicepreședinte al Parlamentului European acum după alegerile din 9 iunie, apropiat și de cancelarul Germaniei Olaf Scholz și de cancelarul Spaniei Pedro Sanchez. Deci iată, Victor Negrescu este propunerea României. Să aflăm totuși, așa cum spunea și domnul Ignat, și portofoliul pe care îl va ocupa. Domnul Marcel Ciolacu vorbea astăzi de la Bruxelles despre o zonă de interes în ceea ce privește economia, poate fi bugetul, poate fi un portofoliu de economie clasică, însă nu știm deocamdată care va fi portofoliul pe care România îl va ocupa în viitoarea Comisie Europeană. Noi discutăm în continuare despre pensii, însă din perspectiva opoziției. Cristian Zeidler, deputatul USR, alături de noi. Bună seara, domnule Zeidler! Bună seara! Domnule Zeidler, mulțumit de această lege, 80% dintre români primesc pensii mai mari. 80% dintre pensionari, mă rog, primesc bani mai mulți. Noi am spus-o de momentul în care a fost adoptat legea în această formă, că după ce se va aplica, câțiva ani la rând vom vorbi din nou despre reforma sistemului de pensii pentru a elimina noile inechități pe care le va crea această lege. Ce inechități a creat această lege? De exemplu, în cazul celor cu grupele de muncă. Da. Oameni care au lucrat realmente în condiții deosebite, precum minerii.
Da. Sau în pădure. Plătit, sau, da. Și care au plătit contribuții suplimentare la pensii, da? Deci au avut o contribuție la fondul de pensii mai mare decât a oricărui alt angajat obișnuit. Ei bine, ei sunt aceia cărora nu le va crește pensia și aproape că trebuie să mulțumim din inimă partidului, cel puțin așa că de domnul Ciolacu, pentru că nu le va scădea pensia. În realitate, în fiecare lună, când prețurile cresc și pensia lor rămâne în valoare aceeași, de fapt lor le scade puterea de cumpărare. Asta cred că e clar pentru toată lumea. Nu trebuie să îți dai nici măcar bacalauratul la 30 și ceva de ani ca să înțelegi chestiunea aceasta. Că dacă primești în fiecare lună aceeași sumă, dar prețurile cresc, valoarea efectivă a sumei respective e mai mică. E, asta e una dintre inechitățile pe care le introduce această lege. Da. Dacă o pun în oglindă și mă uit pe partea cealaltă, la categoria pensionarilor speciali, care nu au contribuit suplimentar la pensie, dar lor oricum le creștea pensia într-un ritm mai mare decât pensiile obișnuite, păi atunci e și mai mare nedreptatea, și mai mare inechitatea. Și mai sunt o mulțime de alte. De ce spuneți asta? Că poate unii pensionari speciali, nu, unora nu li s-a mărit pensia acum. Au rămas cu pensii plafonate. Nu, în ultimii ani. Statistic, pensia specială a crescut într-un ritm mai rapid decât pensia obișnuită. Iar acum sunt unii care chiar au lucrat în condiții deosebite și chiar au contribuit suplimentar la fondul de pensii și cărora nu doar că nu le va crește pensia, ci va rămâne pe loc în timp ce prețul lor ia un sus. De asta spun că e dublă nedreptate. Corect, aici da, aveți dreptate. Mai este o chestiune pe care au observat-o și sindicatele la vremea respectivă, a trecut așa, mai pe tăcutelea. Introducerea acelor puncte de stabilitate, după 25 de ani, o cifră scoasă din burtă. Nu știm de ce fix după 25 de ani. Că de aia. Asta e cea mai logică explicație pe care a putut să ne-o dea. Pur și simplu au făcut ei niște calcule și le-a dat o cifră de 25, de la care le făceau altfel, calculele le dădea alt număr. În fine, acele puncte de stabilitate introduc noi inechități în fondul în sistemul de pensii. Asta au spus-o și sindicate, adică să nu fie că am spus-o eu din opoziție, vezi, Doamne, criticând puterea. Iar a treia și cea mai importantă chestiune pentru care e revoltă de-a dreptul la casele de pensii este diferența dintre ce scrie efectiv în lege, bun sau mai puțin bun, așa cum scrie legea, și ceea ce se întâmplă de fapt. Pentru că problema e acum cu acest soft care a făcut aceste recalculări și care, domnule, a fost făcut greșit. Deci nici măcar nu e pe baza legii. Și pentru toate aceste lucruri, cineva trebuie să-și asume responsabilitatea politică și pare că nimeni nu o face. Domnul Budăi, ați mai auzit ceva de la el? Păi nu, acum e doamna Bucura Oprescu, păi titular. Da, an de zile, cine a lăudat tot acest sistem și a spus că pensiile se vor mări cu până la 80%? Păi unele s-au dublat, domnule Zaider, așa spune ministerul. Unele câte? Puține, probabil. Informații din interiorul sistemului că creșterile medii sunt undeva în jur de 25%, da. Adică cât să acopere inflația de când e domnul Ciolacu la guvernare. Mare creștere, ce să zic? Să știți că pentru un român care își numără banii de la o lună la alta, totuși această majorare înseamnă ceva. Așa e, doar că, unu, când promiți o creștere de 80% și livrezi una de 25%, se cheamă că ai manipulat, că sunt drăguțe astăzi, că în mod normal aș fi spus, se cheamă că ai mințit. Așa, pe de o parte. Pe de altă parte, când ai pretenția, iarăși, să-ți mulțumească toată populația pensionară pentru mărire de 25%, când tu ai crescut prețurile prin guvernarea dezastroasă cu mai mult de atât, adică, de fapt, ce le-ai dat în valoare reală? Aproape nimic. Și acum le spui, dacă vreți să, dacă considerați voi că ați fost nedreptățiți, tot voi trebuie să mergeți la casele de pensii să vă cereți dreptatea. Pe baza a ce? Din moment ce, și asta noi am cerut să se întâmple, să le trimită pensionarilor buletinul de analiză. De unde să știe, de fapt, pensionarul
dincolo de suspiciune pe care da, o poate avea. Exact asta mă întrebam și eu. Cum un om de acasă știe că pensia aia a fost calculată corect sau nu? Sigur, unii sunt mai dibaci și fac în paralel, da? S-au uitat la formula de calcul, care e una destul de complicată totuși, dar unii oameni s-au descurcat și se așteaptă la o anumită majorare. Dar alții care n-au calculat, poate merită mai mult. Nu, poate au contribuit cu mai mult. Cum știu aceștia că cifra livrată de guvern este cea corectă? Nici cum nu știu, pentru că buletinul de calcul din spatele acestei decizii de o singură pagină nu a ajuns la pensionar. Nici nu s-a intenționat să se trimită la pensionar. Și ne-am spus, în loc să le trimiteți încă o hârtie în care să le spuneți, așa cum cerea domnul Ciolacu, stați liniștiți, pensionarilor nu va se da nicio pensie, mai bine le-ați trimite buletinul de calcul să înțeleagă și ei cum ați ajuns la acel calcul. Iar unele decizii de pensionare sunt greșite în mod evident. Dacă ai peste 25 de ani de contributivitate în linia A1, atunci la puncte de stabilitate trebuie să ai ceva. Și am văzut eu decizie de pensionare cu 28 de ani de contributivitate și deci se cuveneau pentru 3 ani puncte de stabilitate conform legii, iar la puncte de stabilitate scrie 0. Păi aia e o greșeală evidentă. Da. De la 1 ianuarie va mai urma o majorare, domnule Zeidler? Teoretic, da. Practic, cel puțin pentru cei cărora pensia le-a fost calculată în jos, sigur, rămân cu valoarea actuală în plată, pentru aceea un an nou fericit și atât. Da. Ce impact electoral credeți că va avea această lege pentru PSD-PNL? Le vor aduce multe voturi în plus în perspectiva prezidențialelor? Mie îmi pare că dimpotrivă, pentru că pensionarii cred că și-au dat acum seama că de fapt e a doua oară. Așa s-a întâmplat și acum 4 ani, așa se întâmplă și acum. Li se promite mare acusarea și când e să se livreze așa, de o fărâmitură. Ce deficit este acum la bugetul de pensii, domnule Zeidler? În jur de 15 miliarde de lei în fiecare an, înainte de aceste majorări. Dar mai este ceva ce trebuie să știe pensionarii. Existau acele etichete sociale, dacă vă aduceți aminte. Da, pentru cei care aveau pensii sub 2000 de lei, da? Exact. Și acele ajutoare sociale, acele etichete, valorau 1500 de lei pe an. Se dădea o dată la 3 luni, în fine. Ei, acum se va reduce valoarea lor și va fi o valoare de 250 de lei pe an. Adică, știți, precum cântecul, nici acela n-a fost plin, jumătatea a fost venind. Sau, dacă vreți mai simplu, cu o bună ți-am dat, cu două ți-am luat pe partea cealaltă. Păi de ce se va reduce acum? Că nu înțeleg. Pentru că așa este decizia coaliției guvernamentale. Că pentru pensiile care au depășit 2000 de lei sau rămâne această bornă de 2000 de lei? Rămâne borna de 2000 de lei, doar că... Se reduce cuantul. Da. De la 1500 de lei pe an, da, la 250 de lei păi pe an. Dacă guvernul le-a oferit pensii mai mari oamenilor, iată, acum le spune, trăiți mai bine, statul vă ajută mai puțin cu acele carduri sociale. Că la 2000 de lei pe lună trăiești bine în România, de nu mai pot. Da, e greu să trăiești cu 2000 de lei în România. Altfel, domnule Zeidler, sunteți mulțumit de propunerea de comisar european pe care a făcut-o România, domnul Negrescu? E măcar oficială sau doar pe surse știm că e? Nu, e oficial. A spus domnul Ciolacu că a discutat astăzi cu doamna Ursula von der Leyen și domnul Negrescu va fi comisar european din partea României. Nu știm încă portofoliu. Eu nu cred că putea fi oficial pentru că eu m-am uitat în lege. Și în lege, da? Deci nu în altceva. Și lege scrie că oricine ar fi persoana nominalizată trebuie să treacă de audiere în Parlamentul României. Păi asta după ce va fi nominalizată. Vă rog? După ce va fi nominalizată. Ah, înțeleg. Am crezut că prima dată l-audiem în Parlamentul României și doar dacă trece de Parlament îl nominalizăm oficial ca... Dar aduceți-mi dumneavoastră aminte acum. E același domn Negrescu care acum 4 ani de către aceeași doamnă Ursula von der Leyen a fost refuzat? Nu știu dacă a mai ajuns atunci să fie refuzat, că a fost propus foarte târziu de Viorica Dăncilă, câteva zile înainte să pice guvernul doamnei Dăncilă și a venit apoi guvernul Orban și a propus-o pe Adina Vălean. Vă amintiți? Înțeleg. Da, da, da. Da, dar e același domn. Pricepe la orice, e un fel de meșterul universal?
a fost votat de PSD și de PNL pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului European. Și nu numai de PSD și PNL, de cele două mari familii din care face parte domnul Negrescu, din care fac parte cele două partide aflate la guvernare în România. Vă mulțumesc pentru răspuns, dar eu nu asta am întrebat. Adică, bine, nu pe dumneavoastră trebuie să vă iau la rost, evident. Da. Dar ideea că propui un nume fără să știi exact pentru ce, asta, știți, când eram mic am aflat că cine se pricepe la toate nu se pricepe la nimic, de fapt. Și domnul Negrescu pare că se pricepe la orice. Deci nu contează dacă ajunge la dânsul comerțul, transporturile, bugetul, extinderea, orice, dânsul se pricepe, nu? Păi așa crede guvernul României. Da, așa, întreb eu pe cei care se uită acum la televizor, la noi. Așa, în viața de zi cu zi, de cetățeni, oameni, cunoaștem așa cazuri de oameni care orice ar fi, se pricep la orice și să fac bine, orice ar fi să fie. Domnule Seidler, faceți un pol al dreptei pentru alegerile prezidențiale? Nu depinde doar de noi. Aș spune chiar că nu depinde de noi. Noi am spus da. Întrebarea e ce fac toți ceilalți. Și dacă mimează dreapta sau chiar o practică. Păi PNL ce interes ar veni, ar avea să vină alături de dumneavoastră? Ei cred că vor intra în turul 2 pe propriile forțe și apoi vor continua guvernarea cu PSD. Da, dacă asta e logica, atunci să nu mimeze coaliția de dreapta și guvernarea de dreapta. Să spună onest electoratului, noi PNL vrem cu PSD până la adânci bătrâneți. Măcar să știe oamenii o chestie. Dar să nu se prefacă că ar fi dânsi așa de dreapta. Nu mai sunt. Hai să fie onești. Dacă ratați finala prezidențială, veți mai exista ca partid, domnule Seidler? Dar nu cred că o să ratăm finala prezidențială de tot aceasta. Păi e complicat, nu? N-am spus că o să fie ușor. Bătălia cu PNL, pentru că au foarte mulți aleși locali. Mă raportez acum la cifrele de la alegerile locale. Pe de altă parte, dacă vă uitați ce tracțiune are... Domnul Ciucă? Domnul Ciucă... Aveți o șansă. E un pielea unui ales local penelist care trebuie să-și convingă oamenii din localitate că domnul care nu poate să spună o frază cap-coadă e bun de președinte de țară. Da. Altfel, v-ați molipsit și dumneavoastră, domnule Seidler, cu metehne de la partidele tradiționale. L-ați angajat pe soțul doamnei Lasconi la grup, la Camera Deputaților. Asta am crezut că s-a clarificat, dar îmi face plăcere să clarific încă o dată. Nu s-a clarificat. Abia aștept să vă contrazic. S-a făcut un anunț intern în partid. Angajam juriști la grupul parlamentar, da? Da. În ce an era asta? 2021 trebuie să fie. Era la începutul acestui mandat care se termină acum. Așa. La finalul lui 2024. Deci început de 2021 trebuie să fie fost, da. Da. Și s-au înscris mai mulți. S-au angajat doi, din câte știu eu, juriști. Eu am aflat doi ani mai târziu, absolut întâmplător, dânsul nici măcar neavând același nume de familie ca doamna Lasconi, că e soțul dânsei. Și e chiar angajat și chiar a lucrat cu el pe mulțime, adică e angajat chiar la Camera Deputaților. Nu pot să zic că e angajat la Senat și nu m-am întâlnit cu el. Mă întâlnesc cu el în fiecare săptămână. Și n-am știut că e soțul doamnei Lasconi. Asta ca să vedeți cât de mult a contat faptul că e sau nu e soțul doamnei Lasconi. Da, dacă doamna Lasconi nu era primar la Câmpul Lung în USR, credeți că îl mai angajați pe acest domn la grup? Dovadă că am angajat și o mulțime de alți oameni competenți, pentru că am crezut că sunt competenți și niciodată n-am întrebat, da, cui rudăiești? Da, mulțumesc pentru explicații, domnule Seidler, și vă mai aștept aici la România Politică. Eu vă mulțumesc. Mergem mai departe, ne întoarcem la legea pensiilor, o să aflăm imediat și opinia UDMR pe acest subiect. UDMR tot timpul este partidul care asigură echilibru. Acum, sigur, nu mai este la guvernare, a trecut puțin în opoziție, însă sunt șanse mari să revină la putere după alegerile parlamentare din această toamnă. Am văzut UDMR și a reconfirmat scorul electoral tradițional 5-6% la alegerile europarlamentare, chiar dacă prezența la vot a fost una considerabil mai mare, timp în care UDMR a reușit să mobilizeze și mai multe lume la vot, pentru că o prezență mai mare înseamnă șanse mai mici pentru UDMR de a trece pragul electoral, pentru că totuși comunitatea maghiară este una limitată în cele patru mari județe unde etnicii maghiari sunt majoritari. Așadar, alături de noi, deputatul UDMR, domnul Sabo Odon. Bună seara, domnule Sabo Odon! Bună seara!
Domnule Odon, sunteți mulțumit cu această lege a pensiilor care va intra în vigoare de la 1 septembrie? Eu cred că această lege în principal aduce un beneficiu pentru majoritatea pensionarilor. Am avut anumite nemulțumiri în momentul în care au fost adoptate, dar nu pe zona aceasta care a adus echitate în sistem, ci pentru reglementările viitoare, care se referă la posibilitatea de a reglementa o vârstă de pensionare mai mare fără a trece această mărire de vârstă de pensionare prin Parlament, deci printr-o decizie asumată. Aceasta a fost nemulțumirea. În schimb, aplicarea acestei legi a creat în momentul de față în multe situații nedumerire, pentru că oamenii nu au fost foarte bine informați de această lege și din acest motiv foarte multe nemulțumiri pe care le vedeți și dumneavoastră, în sensul în care se depun foarte multe contestații, pentru că mulți care primesc decizia de noua decizie cu suma pe care ar trebui să o primească, consideră că este cea care va fi și intrată. Deși este foarte clar că legea spune că nicio pensie în momentul în față de, în momentul de față în plată nu va scădea. Acest lucru nu este foarte clar pentru foarte mulți oameni, chiar încă un element pe care l-am spus chiar ieri, că va fi o diferență totuși între decizia de pensionare și fluturașul de pensie din următoarea lună, pentru că foarte multe pensii în momentul de față cresc peste plafonul de 2000 de lei, care înseamnă plafonul de neimpozitare, și atunci pentru suma cu care se va depăși acest plafon de 2000 de 10%. Deci până la urmă, practic, creșterea pe care o văd dumnealor în momentul de față în deciziile pe care le primesc prin poștă, pentru suma de peste 2000 de lei va fi impozitată cu 10 lei, pe care din nou nu le-a fost explicată că de multe ori din nou nu cușcă decizia cu fluturașul și cu pensia pe care o vor primi în momentul de față. Dar deci un pensionar care avea un pensionar care avea 1900 de lei pensie, să spunem, și a primit o majorare de 200 de lei, a ajuns la 2100, impozitează statul 200 de lei, da, și ajunge la aceeași sumă. Nu, pentru că până la 2000 de lei nu se impozitează, deci va fi o creștere. Va fi o creștere, da. 100 de lei de peste 2000 va fi impozitat cu 10%, deci va primi 2090 de lei. Exact. Dar oamenii nu le-a fost explicat acest lucru, pentru că toată lumea s-a apucat să vorbească, domnule, creștem toate pensiile, va fi nu știu. În loc să mergem și să avem o dezbatere și tehnică de data aceasta, pentru că în fond această lege, după părerea mea, este una benefică. Aduce echitate în sistem pentru aceeași perioadă de muncă, în aceeași categorie, spunem, profesională și încadrare, va primi persoana respectivă aceeași pensie. Lucru care pe legislațiile anterioare nu se întâmpla. Da. Așadar, ce note i-ați dat guvernului pentru această lege, domnule Odon? Pentru lege nota 8, pentru aplicare nota 7. Totuși sunt note mari, dar credeți că... Da, pentru că, da. Știți de ce? Pentru că guvernul spune lucruri adevărate în momentul în care spune că din majoritatea celor care astăzi sunt în pensie, peste 83% din pensionari vor avea o creștere substanțială sau cel puțin o creștere importantă a pensiei. Deci în acest context este un lucru bun. Este un lucru bun că această lege aduce echitate în sistem. Din nou un lucru bun. Dar v-am spus, tinerii încă nu au citit această lege. Cei care astăzi sunt în câmpul muncii nu au citit că există posibilitatea ca o comisie oarecare prevăzută în această lege, la un moment dat, să spună că vârsta de pensionare nu este 65 de ani, ci va fi 67 sau 68. Pentru că s-a creat un algoritm oarecare în această lege, care este una, hai să spunem așa, cu cântec, pe care am și criticat-o la un moment dat, dar am fost singurii care am mers această variantă și am spus că a trebuit scoasă acel articol din lege. De aceea am spus că este o notă mare, pentru că cei care astăzi sunt pensionari și pentru cei care vor intra în perioada următoare în pensie realizează lucruri bune, dar pe termen lung ar putea să aibă anumite să pună niște întrebări în aplicare. Din punct de vedere politic, ce impact va avea această lege pentru electoratul PSD-PNL?
Eu cred că, nu știu, pentru electoratul PSD-PNL, majoritatea cei, gândiți-vă, cei cărora le crește pensia substanțial cu 20%, cu 30% sau chiar cu un procent mai mare, acele persoane sunt mulțumite. N-au cum să nu fie mulțumite de această chestiune. Doar că doar 17% sunt cei care vor fi nemulțumiți. Dar și ei vor vedea că cel puțin pensia în platele rămâne aceeași. Ei pot fi doar maxim invidioși că nu le-a crescut pensia, dar nici de cum nu vor pierde în urma acestei legi. Deci nu văd de ce nu ar fi gândită ca și o lege pozitivă. Nu știu electoral ce se întâmplă. Eu cred că perioada în care acest lucru a contat foarte mult a trecut. Nu cred că o lege a pensiilor va fi definitoriu în campania electorală din această toamnă, pentru că este sfârșit de ciclu, deci vom avea cel puțin la prezidențiale candidați care nu sunt pe funcție și în acest context multe alte elemente vor înclina balanța în lupta electorală. Ce faceți cu candidatul UDMR la prezidențiale, domnule Zabodon? Vedeți, restul partidelor aproape că și-au definitivat oferta. Uitați, eu am mai spus-o, atât de multe ori am auzit în această seară, în ultimii 2 ani, vorbindu-se de stabilitate, mai în glumă, mai în serios, am spus, dacă România vrea stabilitate, alege un președinte de mere. Noi în 30 de ani am avut 3 președinți. Asta da stabilitate, de-abia asta e o lecție de stabilitate. Gândiți-vă, l-am avut pe domnul Coșgheza, pe Marco Bela și l-avem pe președinte, pe Kelemen Hurăr. Ceilalți și-au canibalizat în cadrul aceluiași ciclu de cel puțin 3 ore președintele. Gândiți-vă doar la PNL, sunt la al treilea președinte în acest ciclu de alegeri din ultimii 4 ani. Deci dacă chiar se dorește stabilitate, atunci noi am fi o soluție. Dar știu că asta mai mult, hai să spunem, este o perioadă în care, deși vom face, eu sunt sigur, candidatul UDMR va face o figură frumoasă. Eu sper ca să fie, ca și la celelalte partide, o prezență bună a UDMR-ului. Domnul președinte Kelemen Hunor, dacă va accepta candidatura, după părerea mea, atât în expertiză și în analiză, asta a spus-o și dumneavoastră, și la ultimele alegeri, a fost considerat de către analiști și de către presă ca fiind cel mai bun candidat. Dar nu totdeauna cel mai bun candidat câștigă. Noi avem un proiect de țară pe care, în momentul în care se termină aceste alegeri, sperăm ca împreună cu celelalte partide să putem să-l implementăm la guvernare. Mulțumesc mult pentru explicații, domnule Zabodon, și vă mai aștept aici la România Politică. Suntem aproape de final. Repet, informația zilei, președintele PSD Marcel Ciolacu, premierul Marcel Ciolacu, l-a propus pe Victor Negrescu pentru funcția de comisar european din partea României. Nu știm încă portofoliul, nu știm încă mandatul, însă avem un nume ferm, cert, propus aproape oficial de guvernul României. Informația ar fi că premierul Marcel Ciolacu are toată puterea asupra acestei propuneri. Nu trebuie să negocieze nici cu Parlamentul, nici în coaliția de guvernare, nici cu președintele țării. În pixul său, în semnătura sa, stă propunerea de comisar european din partea României și, sigur, așteptăm să vedem care va fi totuși portofoliul negociat și primit de țara noastră, pentru că în ultimele 3 legislaturi am avut portofolii importante de la agricultură, dezvoltare regională până la transporturi. Noi ne întoarcem la legea pensiilor, subiectul care macină societatea astăzi, și discutăm despre acest lucru cu doamna Dorina Barcari, reprezentanta AUR. Bună seara, doamna Barcari! Bună seara! Sunteți mulțumită de legea pensiilor sau faceți parte din categoria oamenilor care au avut palpitații? Nu, nu sunt mulțumită. Legea este făcută foarte neglijent. Nu respectă o serie de cerințe. Are articole care încalcă Constituția, are articole care se contrazic, iar haosul care s-a creat prin deciziile emise neglijent, cu foarte multe erori, nu corespund așteptărilor. Ce este mai grav este că reprezentanții casei de pensii încearcă să ne lămurească că noi nu vedem ce vedem. Dumneavoastră ați primit o majorare în urma acestei recalculări? Eu n-am primit nicio decizie, dar vreau să văd cum o să fie. Da.
Vă așteptați la o majorare? Ați făcut un calcul paralel? Nu, eu nu pot să iau majorare pentru că nu pot beneficia de punctaj de stabilitate. Și că mi-am permis să mă pensionez, nu să aștept să mă pensionez la 95 de ani. Da. Bun. Altfel, prestația doamnei ministru, cum vi se pare comunicațional? Da, doamna ministru este un om politic numit într-o funcție și dacă a primit ordin de la partid să susțină lucrul ăsta, îl va susține. Repară din nedreptăți, din discrepanțe această lege, doamna Barcan? Deocamdată a creat prea multe alte nedreptăți. A creat prea multe? Da. Prea multe. Da. Care e soluția dumneavoastră celor de la AUR? Păi eu nu sunt membra AUR. Dar faceți parte din acest guvern prezentat de AUR. E, pentru o singură zi, să fiu serios. Da, guvern din umbră. Da. Sunteți un ministru din umbră, în calitatea aceasta. Nu, este, a fost probabil o manevră electorală. Mie mi s-a părut impresionantă pentru că cei care au venit și au participat pe posturile alea de presupuși miniștri au fost într-adevăr personalități care m-au impresionat foarte, foarte puternic în discursurile pe care le-au avut, foarte, cum să vă spun, la obiect și foarte profunde și consistente, care demonstrau că și cunosc problematica și se implică și că și au intenții extraordinar de bune. Bun, deci totuși aveți speranțe că vă face parte din acest guvern sau nu? De ce? Are PSD și PNL, au cele două partide, un monopol atât de puternic nu, asupra clasei politice? Nu. Eu nu comentez dacă vor ieși unii sau alții. Dar jocurile politice sunt imprevizibile, ele n-au lângi. Ceea ce se propune acum, poate mâine să nu mai corespundă altor interese. Asta a fost un moment destul de important, mi se pare mie, pentru că am văzut personalități adevărate care au ce căuta pe domeniile respective și care ar fi spre beneficiul țării să facă ceea ce ar fi presupus că pot să facă. Pentru că oricum sunt mult mai buni decât actualii miniștri. Mulțumesc mult pentru explicație, doamna Barcar, și vă mai aștept aici la România Politică. Noi am ajuns la final, am ajuns și la finalul zilei și la finalul săptămânii, așadar ne revedem luni la ora 18 din nou aici la România Politică. Rămâneți pe Prima News!